după 300 de vlogări, am fost și eu pe fabulos vlog. 288. Da, revenim la asta, de aceea eu prezint evenimente și nu vă vorbesc despre social media. În schimb, o persoană, e prea târziu, pare rău. În schimb, o persoană care știe să facă social media și video content exact așa cum trebuie, nu este pe locul 288, cum sunt eu, ci este pe locul 41 în top 300 de vlogări și nu are un singur follower pe TikTok, cum am eu, ci are 3,8 milioane. Ok, tocmai despre asta ne va vorbi acum, despre TikTok, cum face contentul, dacă se câștigă sau nu se câștigă și așa mai departe din TikTok. Andra Gogar, care este alături de noi. Bun venit, Andra! Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Bun, salutare tuturor, eu sunt Andra, sunt YouTuber, TikToker, pot să zic influencer pentru că sunt toate rețelele, sunt destul de activă peste tot. Îmi place foarte mult să fac asta și asta mă ajută foarte mult să fac cu pasiune și să-mi iasă ceea ce propun mereu. Bun, avem aici o mică prezentare despre TikTok, sunt sigură că ați auzit măcar o dată despre această aplicație, dacă nu v-ați instalat-o. Cred că v-ați speriat când ați deschis prima oară aplicația, pentru că v-au apărut tot felul de chestii, este adevărat? Da, bun, ok. Bun, se întâmplă asta pentru că în România contentul așa este creat de anumite persoane. Sunt foarte puține persoane care creează în stil american și într-un stil mai creativ, să zic așa. Mă bucur că sunt printre acele persoane și fac foarte mult content pozitiv și comedy, există tot felul de chestii foarte interesante, așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Cred că așa trebuie să dau. Ok, wow, super! Ce este TikTok? Este o aplicație destinată adolescenților din toată lumea, în care aceștia pot să creeze videouri de 3-15 secunde de toate tipurile. Pot să facă playback, lip-sync, sketch-uri, dansuri, pot să cânte, pot să-și arate talentele. Sunt tot felul de videouri, după cum ați văzut și voi, din toate domeniile și nu te poți plictisi niciodată pentru că au doar 15 secunde și noi cum nu mai avem răbdare să ne uităm la foarte multe chestii. TikTok-ul este aplicația care ne ține ore în șir să stăm acolo activ și să fim pasionați de ea. Cine de aici din sală folosește TikTok sau măcar s-a uitat odată pe TikTok? Ok, bun. Nu știu câte persoane de aici ați pierdut mai mult de jumătate de oră pe TikTok? Ok, bun. Deci v-a prins. Asta este o chestie foarte interesantă pe care a făcut această aplicație, care este chinezească. Dacă ați auzit înainte, se numea Musical.ly, așa se numea înainte, poate ați auzit de ea. Atunci România nu era foarte cunoscută, eu am încercat să fac cunoscută în România, pe YouTube, oamenii n-au crezut că bine, nu mai zic brandurile. Vloggerii chiar, cum să zic, nu credeau deloc în această aplicație și de aceea am fost singură pe aplicația asta timp de vreo 2 ani. Până când s-a transformat în TikTok și toată lumea a văzut ce impact are. Eu acum un an jumătate, cred că am ajuns la 1 milion de abonați pe TikTok, pentru că ea s-a schimbat din Musical.ly în TikTok, adică mi-a păstrat abonații acolo activ și videourile de asemenea. Bun, este cea mai downloadată aplicație de pe social media din ultimele luni. Chiar acum, în 2020, o să vă arăt imediat, de fapt, cred că pot să dau mai departe, să vă arăt o poză. Imediat. Ha? Ok. Aha, deci acolo e fixa, bun. Și ca să înapoi. Așa, bun, mulțumesc. Chiar nu mă pricep asta. Bun, deci în anul 2020, luna ianuarie, este pe primul loc ca aplicație downloadată pe telefoanele tuturor. Pe locul 2 WhatsApp, după cum vedeți, sau YouTube-ul, Instagram-ul, Facebook-ul și în jos alte aplicații. Snapchat, de exemplu, nu mai are nicio relevanță din punctul meu de vedere. Facebook-ul, de asemenea, pentru adolescenți și copii, vă spun sincer, pentru că lucrez cu foarte mulți copii și adolescenți, nu mai folosește nimeni. Doar cei peste o anumită vârstă, peste 20 de ani, să zicem, că mai folosim Facebook-ul. Eu mi-am dezinstalat Facebook-ul de pe telefon. Așa că Instagram-ul, TikTok-ul și YouTube-ul sunt cele mai folosite aplicații la nivelul copiilor și adolescenților, poate chiar către 25 de ani, din punctul meu de vedere. Bun. TikTok este un mediu de lansare a celor mai cunoscuți influenceri de pe planul internațional, totodată fiind o aplicație extrem de folosită pentru influencer marketing de către
de companii. În America, în străinătate, artiștii își lansează piesele prima oară pe aplicația TikTok și apoi pe celelalte platforme, pentru că acolo, dacă își lansează melodia, au șanse extraordinare mari să se viralizeze, adică imediat lumea o preia, face playback pe ea, face lip-sync și ajunge peste tot, prin toată lumea. De asemenea, companiile din străinătate accesează TikTok-ul pentru că folosesc influenceri, folosesc campanii pe TikTok, pentru că acolo oamenii când deschid TikTok-ul le apare direct reclama de la acel, acel produs sau de la acea campanie. Există o legătură între TikTok și, să zicem, o campanie, iar aceștia probabil plătesc o sumă de bani către influencer și către TikTok, astfel încât atunci când deschidem TikTok-ul să ne apară direct acea campanie. Adică n-au nicio șansă cei care au aplicația TikTok să nu le apară acest lucru. De exemplu, pe YouTube, nu se întâmplă așa. Acolo trebuie să ai un video recomandat, e puțin mai complicat. Dar pe TikTok, toată lumea deschide telefonul și vede respectiva reclamă. Și e noua imagine a aplicației Musical.ly, cum am zis și mai devreme. Bun. Ce mai departe? Ce poți face pe TikTok? Poți face orice tip de activitate. Travel, comedie, dans, cântat, magie. Dacă ești talentat într-un domeniu, poți face video cu acel lucru. De exemplu, dacă suntem brutari și vrem să afle lumea că avem cea mai tare brutărie din oraș, ne deschidem aplicația TikTok, facem un cont. Ce? N-ați mai văzut niciun brutar, vorbesc, pe TikTok. Este o chestie nouă. Și începe să facă videouri pe această aplicație. Trebuie să studieze puțin ca să-și dea seama cum poate să devină viral acolo. Videourile pot să... am zis în prima pagină că pot să aibă între 3 și 15 secunde, dar de data aceasta vă spun că pot să aibă și 60 de secunde, maxim 60 de secunde. Deci poți căpăta atenția celui care te urmărește foarte ușor, fiind o durată mai micuță față de orice altă aplicație. Videourile se editează singure, asta e super tare, puteți încerca și voi să vedeți, adică de exemplu filmăm, iar apoi filmăm în altă parte și în altă parte și apoi când apăsăm pe Next, deja video este editat, trebuie doar să folosim o melodie. Norocul la această aplicație este că nu-ți dă copyright, pentru că are melodii foarte multe în sistem, iar dacă îți dă copyright, poți face o mică modificare la piesă, astfel încât să fie exact cum trebuie și să nu-ți dea jos clipul. Iar dacă se întâmplă, există variante de rezolvare atunci când discuți cu cine trebuie, care știe să scoată la cap. Ok, oamenii de toate vârstele consumă conținut de pe această aplicație în România, fiind peste, cum v-am zis, 1,5 milioane de utilizatori zilnic și crește numărul acesta, mai ales în anul 2019 a fost foarte, foarte folosită aplicația, iar anul 2020 se folosește și mai mult aplicația. Față de oricare altă aplicație, pe TikTok un video poate să devină viral peste noapte, publicul fiind mai larg decât pe orice altă platformă. Știu că pe noi ne interesează România, dar există români și în alte țări, să zic așa, și pentru că aplicația este internațională, nu se oprește doar la România, ci poate să ajungă clientul din altă țară, de exemplu, să zicem clientul din America, să afle că în România a avut acest video peste 1 milion de vizualizări și că noi am avut cel mai mare impact către publicul nostru, să zic așa. Deci putem face și o chestie de genul ăsta. Bun. Acesta este puțin din cum arată TikTok-ul, cum arată un video, cum arată toate videourile dacă sunt puse. Eu am două conturi de TikTok, pentru că am hotărât să fac un cont tocmai și pentru brand-ul și pentru publicul pe care l-am. Am ajuns la contul meu principal la 3,7, mai puțin și fac 3,8 milioane de follower. Asta în 2 ani jumate, 3 ani. Și mi-au crescut numărul de abonați în ultimele 3 luni cu 1,5 milioane de abonați, adică am crescut în foarte scurt timp așa. Și așa se întâmplă de acum încolo, să zic. Bun, acesta este contul meu secundar, pentru că pe TikTok poți să-ți faci foarte multe conturi. Este un cont pentru România special, pentru brand-ul, unde eu vorbesc doar în român. Și pe acesta l-am crescut la aproape 1 milion de abonați și este al treilea în topul TikTok-urilor, conturilor de TikTok din România. Acolo postez doar content în română, iar aici postez content și pentru companii din străinătate cu care, care vor să colaboreze cu mine. Sunt foarte mulți artiști care vor să-și promoveze muzica pe TikTok și prin TikTok-urile cu milioane de abonați e cel mai ușor. Bun, așa arată un TikTok, așa arată un video efectiv. Deci, avem acolo like-urile, aici avem comentariile,
melodia. Aici scrie descrierea, din păcate este limitată, dar putem să facem astfel încât să fie cât mai bine pentru companie. Melodia, v-am spus. De asemenea, există și statistici pe TikTok, unde putem vedea cine a consumat conținutul nostru. Acest video, de exemplu, este unul dintre cele mai virale videouri ale mele, are 40 de milioane de vizualizări și 5,2 milioane de like-uri, pentru că este ceva inedit, este un behind the scenes, acolo nu este oglinda adevărată, acolo este fratele meu care mă filmează și pur și simplu oamenii l-au apreciat. Iar aici este cum arată de fapt videourile. Aici a fost o perioadă de-a mea mai bună, în care am avut efectiv 6 milioane, 10 milioane, 39, 40 de milioane, aproape 5 milioane, 30 de milioane din nou. Adică videourile pot să devină virale și pentru un cont care are 0 abonați și pentru un cont care are foarte mulți abonați. Poți să faci content care să aibă peste 10 milioane sau peste 1 milion constant, în funcție de cum știi să-ți atingi publicul și să știi către cine te adresezi. De ce este un mediu bun pentru influencer marketing? Este un mod ușor de integrare a unui produs în cadrul unui challenge TikTok cu eficiență sporită cu transmiterea informației către audiență, pentru că este foarte scurt și la obiect. Posibilitate mare de viralizare a TikTok-ului. M-am dat pe mine exemplu, ăsta este făcut de fratele meu. Pot să am între 2 milioane și 20 de milioane vizionări în 24 de ore. Adică în 2 zile, maxim, într-o zi, din câte știu eu, se viralizează clipul, poate să aibă atâtea milioane. Majoritatea adolescenților și a copiilor din România folosesc această aplicație. Redistribuirea clipurilor de către fanpage-urile creatorilor. Deci oamenii fac duete, oamenii fac reacții la videourile pe care le văd și asta se viralizează și mai mult pe platformă. Mediul este deja testat de companii precum Netflix, DreamWorks și Sony din străinătate. Pentru astăzi. Dacă aveți întrebări, eu sunt foarte deschisă și în general vorbesc mai mult la întrebări, deci de aceea a fost așa de scurt. Iar eu voi veni către voi să le vreau, deja văd trei întrebări, eu iau mult bine, că am văzut de fapt și Cornea. Bună, salutări, Marco Cornea, jurnalist. Ce faci cu publicul tău atunci când vei crește tu, dar când vor crește și ei? Creez content pentru cei mici și pentru cei mari, în parte tău. Păi da, dar vei fi puțin mai mare, să zicem că peste 10 ani vei avea câți ani? Peste 10 ani vei avea 31 de ani. 31 de ani, da. Și vei avea același content pe care îl faci acum la 21 de ani? Posibil, nu se știe niciodată ce se va întâmpla peste 10 ani. Eu sunt și în muzică și în dans. Dans mereu va prinde la orice vârstă, din punctul meu de vedere. Muzica poate să creează în funcție de vârsta pe care o au cei care mă urmăresc. Și conținutul poate să fie un comedy mai pe stilul celor care au vârsta respectivă. Și de ce? Pentru că sunt în tubii din YouTube și sunt mulți YouTuberi care au avut target foarte mare, cum e Mihai Alexandru H, care a coborât foarte mult pentru că oamenii, publicul pe care îl consuma acum ceva timp, printre care mă număram și eu, nu-l mai consumă, nu mai e relevant pentru noi. Poți să devii, de fapt, ai în acest moment o strategie prin care să nu devii irelevantă pentru publicul tău? Stai să mă gândesc dacă am o strategie. Sincer, mie, în general, pentru că lucrez cu fratele meu, mă ajută foarte mult să vedem exact ce vrea lumea în momentul respectiv și asta să creăm. De exemplu, noi știm acum cu ce avem succes pe TikTok și asta creăm pentru public. Când o să mai avem acel lucru succes, vom vedea ce prinde foarte mult și poate chiar vom veni și noi cu idei creative. Nu dau seama exact ce voi face peste 10 ani, dar știu sigur că mă voi dezvolta în domeniul respectiv. Mulțumesc de întrebare. Precum și trendurile care se vor schimba, la fel și întrebările următoare. Bună, întrebarea mea este legată de algoritmul TikTok, dacă ai câteva informații legate de algoritm. De exemplu, știm că în Instagram algoritmul s-a schimbat acum, nu știu, câțiva ani de mine și au fost publice câteva informații despre felul în care funcționează Instagram ca și, de exemplu, în momentul în care postezi ceva, cum arată Instagram în postarea respectivă oamenilor din platformă. Adică orele și tot ce trebuie, nu? Da. În funcție, da. Bun. Fratele meu se descurcă foarte mult la acest algoritm. Știu că și mai departe va vorbi cineva despre asta, parcă așa mi s-a zis. Dar ce pot să zic despre algoritmul TikTok este că vârstele sunt clare, ți le spun.
spune aplicația de statistici. Orele la care trebuie să postezi sunt clare. Nu știu cum să-ți spun. Sunt sigură că e cineva acolo care să spună mai multe despre asta. Există, clar este că există statistici și spune exact către ce public s-a adresat acel video. Sau spune clar cât la sută, câți oameni s-au uitat la videoul tău sau cât de multe secunde au stat pe videoul tău. Deci îți spune tot ce trebuie să... De exemplu, punem o întrebare, îți spunem exact ce vrea să afle, de exemplu, ca să știu dacă există în statistici. Ok, e bine? Bun, mulțumesc! Pare bine! De atât să fac și o prezentare pe unui minus de discusă. În România sunt 19 milioane de oameni, 80% au acces la internet. E un studiu făcut acum în ianuarie 2020, iar 81% sunt peste 18 ani. Tu este publicul pentru TikTok în loc până 25 de ani. Publicul comercial știe la 25 la 49. Acum vorbesc din partea de brand. Să înțeleg că voi, dacă vreți să vă vindeți ca influencer ca TikTok, vă vindeți un fel de carte YouTube sau Fox Kids, mai actual. Cam electric. Adică până 25 de ani. Da. Din punctul meu de vedere, da. Plus părinții care au de la copiilor, deci să luăm și 30 plus. Deci noi nu cuprindem publicul între 25 și 30 de ani. Exact publicul ăla, noi prindem. Adică 20%? Exact. 5 ani, acolo noi prindem. Trebuie să aflăm cum să-i prind și pe ei. Mă gândesc. Salut. Mai bine, mai degrabă o întrebare pentru noi, cei care suntem în sală, poate o dezbatem cumva. Mie ar plăcea să ascult de la această, să aflu de la această întâlnire, pentru că sunt foarte mulți oameni de marketing, de vânzări, de PR în sală. Ce facem cu această nouă generație de consumatori, de TikTok, de video content și de tot ce se postează pe internet și pe social media, pentru că, de fapt, aici e, de fapt, miza discuțiile astea și a conferinței. Cum putem noi să ajungem la publicul nostru în viitor, publicul pe care îl construiți voi în momentul ăsta, prin astfel de videouri, prin astfel de postări, pentru că, de fapt, e un public necunoscut pentru toată lumea. Și te-aș întreba pe tine, cum vezi tu că, sau cum crezi tu că va arăta publicul peste câțiva ani, cel pe care îl construiți cu acest content? Ok, bun. Dacă ar fi să dau un sfat brandurilor, ar fi să-și facă un cont de TikTok al brandului. Să înceapă cu chestia asta, pentru că măcar să-și deschidă. Și apoi dacă cineva creativ din echipă, care e mai pasionat de TikTok, ar putea să-și creeze pe el, ar fi minunat. Pentru că așa voi vă creați un nume și lumea, un nume oricum aveți deja, mă scuzați, voi vă creați un nume și pe TikTok și oamenii pot să dea peste video în vostru din greșeală și să nu trebuiască să fie mare tap-tap pe o campanie ca lumea să dea peste video în vostru dacă voi creați constant ceva pentru acel cont. Iar publicul, ai zis să fie succintă, nu? Ah, firar. Stai că mai voiam să spun ceva așa, uitat. Bun, publicul noi îl creăm pentru a fi mai ușor să ajungă informația la ei. Pe YouTube este o variantă, dar pe TikTok, părerea mea, este că este mult mai ușor și mai direct, pentru că oamenii deschid telefonul și văd acel video, mai ales dacă este în colaborare cu un influencer care are mulți abonați și care apare mereu în recomandate, să zic așa. Asta e părerea mea. Dragilor, să aplaudăm pe Anda, cu vă rog foarte mult pentru că am dat pe aici și în față cu video tuturor întrebărilor și așa mai departe. Eu cred că ne vom obișnui și cu acest video să fim serioși, așa cum am vrut Instagram în urmă cu ani buni și eram toți suspecți așa și cu această aplicație, la fel va fi și cu TikTok-ul, mai ales că